Exercitarea competențelor Ministerului Afacerilor Externe se raportează la aplicarea contractelor de muncă deja încheiate de lucrători. De aceea este foarte important ca, în prealabil, clauzele contractuale să fie redactate și încheiate cu respectarea intereselor și drepturilor lucrătorilor români. Ceea ce am întreprins în perioada care s-a scurs până la acest moment, de la începutul crizei, în legătură cu această tematică, s-a referit la informarea cetățenilor români, inclusiv cu privire la măsurile relevante pentru lucrători, prima comunicare de acest gen fiind publicată pe pagina de internet a Ministerului la data de 13 martie cu privire la lucrătorii din Italia. Există până în acest moment 14 cazuri care au fost gestionate de către Ministerul Afacerilor Externe. E vorba despre 13 cazuri în Germania și un caz în Olanda. Iar dacă ne raportăm la cele 13 cazuri din Germania, situația este în felul următor. Sunt 8 autosesizări din partea misiunii diplomatice, respectiv oficiilor consulare. Sunt 2 cazuri în care sesizările au venit, unul din partea unei asociații, Asociația Voluntară în Europa, și unul din partea Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, și doar 3 cazuri de sesizări din partea unor cetățeni români. Cele mai multe situații pe care le avem din punct de vedere tipologic sunt în felul următor. În Germania avem de fapt 8 cazuri în ceea ce privește 7 ferme în care s-au înregistrat fie semnalări în presă, fie, vă repet, cele trei sesizări despre care v-am vorbit. Și de asemenea sunt 5 cazuri de infectări ale cetățenilor români care lucrează la abatoare. Vreau să menționez faptul că în cazul celor care lucrează la abatoare nu vorbim despre cetățeni care lucrează sezonier. Este vorba despre cetățeni cu contracte de muncă permanente și care lucrează de ani buni în aceste condiții. Nu a existat niciun fel de acord care să fie încheiat între România și Germania pentru a permite lucrătorilor sezonieri români să plece în Germania la muncă sezonieră, pentru simplu motiv că nu este nevoie de un astfel de acord. Această posibilitate decurgând din legislația europeană care prevede libertatea de circulație a forței de muncă. Ceea ce pot să vă spun este că aceste contracte, am un exemplar în față și pot ulterior să vă prezint o copie, este intitulat contract de muncă sezonieră, este încheiat în română și în germană, deci muncitorul are cunoștință în limba română despre conținutul său. Este într-adevăr aplicabilă legea germană în materie, sunt prevederi detaliate despre condițiile de lucru, de exemplu se vorbește despre o remunerație de 9,35 de euro pe oră pentru persoanele respective. Din informațiile pe care le avem, rezultă că, indiferent cât lucrează muncitorul sezonier, este garantat salariul minim pe economie în Germania. Salariul minim pe economie în Germania, din informațiile mele, este de 1621 de euro, dar în practică, media de câștig pentru un sezonier care lucrează pe un interval de timp de aproximativ 70 de zile, pentru că asta este durata, mă rog, uzuală pe care se încheie astfel de contracte de muncă sezonieră, poate să ajungă, în cazul în care lucrătorul este foarte performant, până la 8.000 de euro net, iar în medie este de aproximativ 4.500 de euro net.